Bună ziua, domnule președinte, bine ați venit în studioul Hot News. O să începem cu o întrebare așa ca de încălzire. Suntem deja la finalul campaniei electorale, putem spune lucrul acesta. Și dacă ne uităm în urmă la mesajele publice ale principalilor competitori, alegerile de duminică par a fi o luptă pe viață și pe moarte. Chiar așa este? Chiar așa este. Este o bătălie în care tensiunea este maximă și se dă o bătălie pe viață și pe moarte între PNL și PSD, cine câștigă alegerile. Suntem umăr la umăr, cu un ușor avantaj pentru Partidul Național Liberal. Totul depinde, în schimb, de mobilizarea românilor în ziua votului. Mobilizarea atât la referendumul convocat de președinte, cât și la alegerile pentru Parlamentul European. Este destul de clar că miza nu sunt atât mandatele în Parlamentul European, cât una internă. Populația are ocazia să depună o moțiune de cenzură împotriva guvernării PSD, ALDE, UDMR, care a făcut praf economia, care a făcut praf justiția, care a făcut praf imaginea României în lume și care riscă să marginalizeze România în Uniunea Europeană, dacă nu chiar să ajungem la sancțiuni de pe urma cărora să suferă românii din cauza comportamentului antidemocratic, anti-european al celor care conduc astăzi coaliția majoritară. Votul de pe 26 mai este un vot care poate readuce România pe direcția bună. Hai să discutăm puțin și de sondaje. Au tot apărut sondaje în ultima perioadă în presă. Bănesc că și dumneavoastră ați reușit să vă uitați puțin peste ele. Unele sondaje dau PSD-ul și PNL-ul umăr la umăr, altele îi dau pe liberal câștigător la un scor destul de bun. Pe de altă parte, Liviu Dragnea, după cum bine știm, pare destul de convins că PSD-ul va reuși să câștige aceste alegeri. Credeți că în acest moment zarurile sunt cumva aruncate? Se mai poate schimba ceva pe ultima 100 de metri? Cu siguranță. La ora actuală, pe cercetările noastre sociologice, și trebuie să vă spun că noi lucrăm cu 3 case de sondare care facem succesiv sondaje la interval de aproximativ o săptămână. Este clar că zarurile nu sunt aruncate. Este clar că este o bătălie extrem de strânsă, umăr la umăr, între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. În această bătălie va conta enorm prezența la vot, mai precis creșterea prezenței la vot. Cu cât crește prezența la vot, cu atât șansa de a bate PSD este mai mare și de asemenea va fi foarte importantă concentrarea voturilor pentru Partidul Național Liberal, care este singurul partid care are capacitatea să bată PSD. Înfrângerea PSD în aceste alegeri va lipsi complet de legitimitate acest partid în privința continuării guvernării. Și poate să creeze o criză gravă în interiorul partidului de guvernământ, în relația cu tovarășii de drum, cu PSD-urile mai mici, cum le zic eu, ALDE și UDMR, și poate cu adevărat să creeze premizele pentru a pune punct acestei guvernări extrem de nocive pentru România. Există 11-12% dintre cetățeni care încă nu sunt hotărâți dacă să vină la vot, iar dacă vin la vot, cu cine să voteze. Aceștia vor da câștigător. Din cauza asta, noi am intensificat campania și de asemenea am decis în ultima săptămână să punem un mare accent pe referendumul convocat de președintele României pentru a determina o prezență masivă la vot și un vot în favoarea referendumului. V-aș întreba acum că discutați dumneavoastră că aveți sondajele pe care dumneavoastră le efectuați o dată la 2 săptămâni. Totuși, ultimele sondaje dădeau un scor destul de mare pentru PNL. Asta nu ar putea cumva să determine o demobilizare la vot? Cine dă publicității sondajele urmărește să manipuleze opinia publică și să creeze niște efecte în rândul alegătorilor. Noi nu am dat publicității sondajele noastre de opinie, decât am mai făcut rectificări atunci când apar niște sondaje de opinie care sunt
Vă spun limpede, pe cei 71% care își declară opțiunea pentru un partid, nu intenția de vot, opțiunea pentru un partid, PNL are în fața PSD 2,9%. În schimb, pe cei 41% dintre alegători care declară că se prezintă sigur la vot, avansul PNL se diminuează la 0,5%. Din cauza asta spun că prezența masivă la vot, creșterea participării la vot poate duce la victoria PNL și, evident, concentrarea voturilor către principalul adversar al PSD, Partidul Național Liberal, care este singurul partid care poate să bată PSD, sunt fundamentale și vor hotărâ învingătorul în aceste alegeri. În ceea ce privește favorabilitatea față de partide, pot să vă spun că am făcut sondajul mare în noiembrie-decembrie anul trecut, când PNL și PSD erau cu o favorabilitate aproximativ egală. La ora actuală, favorabilitatea Partidului Național Liberal a crescut spectaculos, suntem la 35-36% favorabilitate, în timp ce PSD a scăzut în favorabilitate la 22-23%. De asemenea, este important și ce am analizat, faptul că e o tendință crescătoare a prezenței la vot la referendum, care se apropie de 40%. Și aici este foarte important și de-aia facem eforturile de mobilizare pe ultima 100 de metri să convingem cât mai mulți români că este vital să vină la vot, să voteze la referendum, pentru că acest referendum, practic, va scrie istorie. Societatea românească are posibilitatea să interzică amnistia și grațierea faptelor de corupție. Votând da la referendum, societatea românească se asigură că orice deținător de putere care fură va fi pedepsit, că există toleranță zero față de corupție și că nu va mai fi permisă guvernarea în domeniul justiției prin ordonanțe de urgență. Sunt chestiuni fundamentale pentru societatea românească. Ce s-ar întâmpla, Doamne ferește, dacă nu este validat referendumul? Ce ar înțelege toți deținătorii de putere? Că pot să fure liniștiți, că oricând pot să scape prin amnistie și grațiere. Nu cred că niciun român nu cred că își dorește să fie, sunt convins că niciun român nu își dorește să fie condus de hoți. Și mai ales hoții să rămână la putere nepedepsiți, chiar și în cazul în care sunt prinși și condamnați, existând această posibilitate de amnistie și grațiere. Din 2013, PSD cu tovarășii de drum caută pe toate formele să dea amnistia și grațierea faptelor de corupție pentru a scăpa de pedeapsă pentru furăciunile pe care le-au făcut. Din cauza asta este vital ca fiecare român să înțeleagă că are soarta, destinul României în mâini. Dacă își doresc o societate normală, în care corupția să fie minimă, în care cei care au funcții de conducere să știe clar că trebuie să fie cinstiți, corecți, să respecte legea, să nu bage mâna în banul public, atunci trebuie să vină masiv să voteze da la referendum. Discutam de referendum, haideți să mergem pe scenariu sumbru, să spunem că referendumul va fi invalidat. Aceasta ar fi o înfrângere pentru domnul președinte Klaus Iohannis? A discutat cu dânsul? Exclud această eventualitate în momentul de față. Cercetările noastre ne indică clar o prezență la vot de aproape 40% la referendum, care poate să crească peste 40%, ceea ce va asigura succesul referendumului. Iar în privința opțiunilor apropo de referendum, este clar că majoritatea zdrobitoare de aproape 80% dintre cetățenii români votează da la referendum. Deci nu există, din punctul meu de vedere, un risc privitor la opțiunile populației care își va exprima dreptul de vot. Aici, în schimb, am atras atenția pentru că avem din ce în ce mai multe semnale de 10 zile că cei de la PSD ALDE sunt absolut disperați și sunt în stare să facă orice pentru a împiedica dreptul de vot al românilor la referendum. Și cum știu sigur, sigur că delegații în secțiile de votare ai PSD și ALDE sunt instruiți să nu dea cetățenilor decât buletinele de vot la europarlamentare și să dea buletinele de vot la referendum numai în cazul unei solicitări exprese din partea cetățenilor. Așa sunt instruiți. Sigur că și noi instruim pe colegii noștri care sunt delegați în secțiile de votare cum i-au prins pe unii să le facă plângere penală imediat. Pentru că asta înseamnă împiedicarea exercitării dreptului la vot la referendum. Neacordarea buletinelor de vot.
este la latitudinea cetățeanului dacă ia sau nu ia buletinele de vot. În schimb, darea buletinelor de vot este obligatorie pentru un reprezentant în biroul electoral al secției de votare. Și transmit un semnal către toți delegații PSD și ALDE, nu vă lăsați împinși la infracțiuni de cei care vă conduc. A împiedica dreptul de vot, a nu da buletinele de vot, înseamnă că riscați să comiteți o infracțiune. Împiedicarea exercitării dreptului de vot, de altfel, este o infracțiune care este pedepsită drastic, în conformitate cu legea. De asemenea, avem semnale clare că prefecți, președinți de consilii județene, le solicită primarilor PSD să se pună în fața secțiilor de votare și să-i determine pe toți cei pe care pot să-i influențeze în fața secției de votare cu o prezență intimidantă să nu voteze la referendum. Și asta este o încălcare gravă și este o infracțiune, pentru că orice încercare de a împiedica un om să voteze, să-și exercite dreptul de vot, indiferent în ce formă se face ea, constituie de asemenea o infracțiune. De altfel, ne-am instruit toate organizațiile în cazul în care vor fi prezenți primari sau viceprimari PSD în fața secțiilor de votare cu scopul de a-i determina pe cetățeni să nu voteze la referendum, să se sesizeze imediat poliția și de asemenea să depună plângeri penale. Nu ne jucăm, trebuie respectată voința cetățenilor, oamenii trebuie lăsați să voteze liber, nu mai trebuie folosită nicio formă de presiune de către niciun deținător de putere, pentru că asta ar reprezenta un abuz și o încălcare a legislației electorale care îmbracă forma săvârșirii unei infracțiuni. Să discutăm acum puțin despre rezultatul acestor alegeri. Credeți că poate schimba majoritatea în Parlamentul de la București? Este posibil. O criză în interiorul coaliției poate să genereze o schimbare de majoritate în Parlament, cu siguranță. Nu există niciun fel de dubiu în această privință. Oricum, majoritatea parlamentară s-a tot șubrezit de-a lungul ultimelor luni, pentru că este din ce în ce mai clar că foarte multor parlamentari din actuala coaliție a început să le fie jenă, rușine să voteze, mai ales toate aberațiile cu care vine guvernul sau conducerile partidelor și sunt puși să voteze lucruri care au consecințe extrem de negative și care nu sunt susținute de marele public. Acum recunosc că și noi întotdeauna am pus presiune. De fiecare dată când parlamentari PSD, ALDE sau DMR au votat pentru sau împotriva unor legi bune sau pentru niște legi cu efecte nocive asupra societății, practic am informat cetățenii prin Facebook, prin cliente, astfel încât cetățenii să pună presiune asupra lor să nu recidiveze în voturi împotriva interesului general. Există o stare de tensiune, de nemulțumire, care poate să ducă la căderea acestui guvern, iar noi, în mod clar, după europarlamentare, vom pregăti o moțiune de cenzură, astfel încât să încercăm să punem capăt acestei guvernări extrem de nocive pentru România. Asta intră cumva în următoarea mea întrebare. PNL este dispus să-și asume guvernarea în acest moment și mă refer Partidul la faptul că... Partidul Național Liberal este pregătit în orice moment să-și asume răspunderea guvernării. Program de guvernare este deja prefigurat. Sigur că el nu este încă asamblat complet, dar el se și regăsește în foarte multe proiecte pe care noi le-am depus în diferite domenii de activitate, atât în sprijinul companiilor, cât în sprijinul angajaților din mediul privat, în sprijinul persoanelor vârstnice, în sprijinul copiilor și întăririi sistemului de educație. Noi avem proiecte legislative deja depuse în toate domeniile importante și suntem pregătiți în orice moment să preluăm guvernarea. Dar este extrem de important ca orice schimbare în politica românească se facă ținând cont de populație. Iar obiectivul nostru este să redăm decizia cetățenilor prin intermediul alegerilor anticipate. Actualul Parlament este oglinda opțiunilor populației din decembrie 2016. Opțiunile populației s-au schimbat semnificativ. Ori e nevoie de o reîmprospătare prin votul cetățenilor a Parlamentului, a corpului reprezentativ, pentru că doar o
oglindire fidelă a opțiunilor populației astăzi poate să genereze o majoritate pentru o guvernare stabilă, coerentă, normală, care să poată să repare toate stricăciunile provocate de guvernele PSD-ALDE și care să poată cu adevărat să repună România pe un trend de dezvoltare, pe un trend de modernizare, pe un trend de atingere a tuturor obiectivelor pe care le urmărim ca țară. Va da președintele Iohannis premierul PNL-ului? A zis cu dânsul acest aspect? Cu președintele Iohannis suntem într-un parteneriat. Partidul Național Liberal a decis susținerea candidaturii președintelui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat. De asemenea, astăzi suntem implicați atât președintele Iohannis cât și Partidul Național Liberal într-o campanie extrem de grea, de dificilă, cu foarte multe frâne, obstacole și contre din partea puterii pentru a-i determina pe români să spună punctul de vedere privitor la referendum, să voteze în favoarea referendumului. După dărâmarea guvernului, cu siguranță vom găsi cele mai potrivite soluții pentru România. Cu cine veți face majoritatea? Cu USR, PMP, luați în calcul și pro-România? Haideți să nu vindem încă pielea ursului din pădure. Deci, ce pot să vă spun? Vă spun cu siguranță că niciun caz cu PSD. PSD-ul este un partid anistoric, un partid care în mare parte a rămas cu tarele și cu mentalitățile din perioada comunistă. Un partid care nu înțelege democrația, un partid anti-european, un partid care este ostil democrației, drepturilor și libertăților fundamentale, un partid care calcă în picioare demnitatea fiecărui român și un partid nociv pentru România. În niciun caz nu vom face vreo formă de înțelegere cu acest partid, indiferent cine îl conduce. Și dacă pleacă Dragnea, rămâne o grămadă. De fapt, un partid care poate să dea lider ca Dragnea este un partid bolnav, un partid care fie trebuie să dispară de pe scena politică, fie trebuie să revină la o stare de normalitate, să se adapteze la exigențele statutului de membru al Uniunii Europene, la exigențele democrației, care să înceapă să acționeze în cadrul democratic, nu tot ce face PSD de 2 ani jumate, nu numai de 2 ani jumate, de multă vreme în România. De fiecare dată când PSD a fost la putere, România a existat sub riscul transformării PSD în partid stat și capturării statului român și a instituțiilor sale de către PSD. Și de fiecare dată a existat o luptă extrem de dură pe viață și pe moarte pentru a opri această confiscare a statului român de către PSD. Și astăzi se dă aceeași bătălie, iar din punctul meu de vedere noi nu avem nimic de a face cu acest partid. Varianta sumbră, totuși. PNL pierde alegerile. Vă dați demisia din funcția de conducere a PNL-ului sau? Partidul Național Liberal are ca obiectiv câștigarea alegerilor prezidențiale, locale și parlamentare. Sunt obiectivele fixate prin moțiunea care a fost adoptată la Congres. Partidul Național Liberal este într-o bătălie extrem de dură pentru a putea bate PSD-ul și avem convingerea că în cazul unei mobilizări ample din partea cetățenilor români avem șansa de a bate PSD. Acum că suntem pe ultima 100 de metri, se apropie alegerile cu pași repezi, v-aș întreba dacă ați transmite un mesaj acelui om care este în fața buletinului de vot, da, urmează să pună ștampila acolo unde dorește. Ce ați transmite? Ce ați spune? O dată pentru referendum și o dată pentru Pentru referendum lucrurile simple. Sunt două întrebări. Prima întrebare este dacă sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii faptelor de corupție. Aici lucrurile sunt simple. Nu puteți lăsa hoții să ne conducă, frați români. Votați da, votând da, vă ne asigurăm clar că orice deținător de putere care comite o infracțiune de corupție va fi pedepsit. Acesta va fi un semnal către toți cei care vor fi aleși sau vor deține funcții publice de acum înainte, pentru că vor ști foarte limpede că nu e loc de furat în România și că oricine vrea să fure va fi pedepsit. Ca atare aveți un motiv extrem de puternic pentru a merge la vot și a spune da împotriva amnistiei și grațierii. A doua întrebare este o întrebare legată de ordonanțele de urgență. Interzicerea
emiterii de ordonanțe de urgență în domeniul justiției, să spunem generic, adică infracțiunilor, pedepselor, organizării judecătorești și instituirea unor mecanisme de control prealabil constituțional pe ordonanțe de urgență ca să restrângă guvernarea prin ordonanță. Odată cu permiterea emiterii de ordonanțe de urgență, societatea românească a fost bulversată de cele mai multe ori prin intermediul ordonanțelor de urgență. Și președintele, noaptea ca hoții, nu contează, ziua ca hoții, de mult, fără niciun fel de consultare publică, fără dezbatere publică, împotriva voinței generale a societății, societatea românească a fost afectată extrem de negativ de valul de ordonanțe, mai ales de valul de ordonanțe care a fost dat de ultimele guvernări. Și aici le spun clar românilor, nu mai vreți ordonanță, votați da la referendum. Orice fel de lege trebuie adoptată pe calea normală, prin dezbatere publică, prin dezbatere parlamentară, cu participarea la decizia tuturor grupurilor profesionale, patronate, asociații profesionale, sindicate sau grupuri de cetățeni care sunt interesate de reglementările respective, pe calea dezbaterii și adoptării prin Parlament. În ceea ce privește votul la europarlamentare, prima întrebare la care trebuie să-și răspundă un român, dacă vrea ca România să rămână în Uniunea Europeană. Știu că răspunsul la această întrebare pentru 92% dintre cetățenii români este da. Toți românii înțeleg că dacă n-am fi în Uniunea Europeană, practic Dumnezeu știe ce s-ar alege de țara asta. Deci trebuie să fim siguri că România rămâne în Uniunea Europeană. Votul pentru Partidul Național Liberal este un vot care garantează românilor destinul european al României. Al doilea lucru pe care trebuie să îl ia în calcul în momentul în care votează este ca, având statutul de membru al Uniunii Europene, ce partid poate să aducă cele mai mari beneficii pentru România la nivel european. Ori aici lucrurile sunt destul de simple. PSD-ALDE deja sunt în afara Europei pentru că ei sunt dați afară din familiile lor politice, chiar dacă nu s-au luat efectiv decizii. La summitul de la Sibiu, nici Tăriceanu, nici Dragnea, nici Dăncilă nu au fost invitați la reuniunile familiilor lor politice, deși summitul era în România, deși România deține președinția Consiliului Uniunii Europene, niciun lider important din nicio țară europeană nu l-a acceptat pe Dragnea și pe Tăriceanu la masă pentru că le este rușine de ei, pentru că îi consideră anti-europeni și pentru că nu acceptă ca ei să stea la masă cu ei. La ora actuală, orice europarlamentar, PSD sau alte, va fi un minus pentru România, în niciun caz un plus. Partidul cel mai respectat, cel mai apreciat, partidul care are cei mai mulți reprezentanți, care au punți de comunicare, care sunt considerați credibili la nivel european, practic partidul ăsta este Partidul Național Liberal. Cu cât Partidul Național Liberal este mai bine reprezentat, mai puternic la nivel european, cu atât România este mai puternică și mai bine reprezentată. România poate deveni mai influentă, România este acceptată ca partener egal la masa negocierilor și deciziile la nivel european pot să aducă beneficii maxime pentru români. Iar aici, ca beneficiu, orice român poate să câștige de pe urma apartenenței României la Uniunea Europeană cu o singură condiție. România să fie reprezentată de oameni serioși, oameni apreciați, oameni respectați, oameni care să poată influența deciziile la nivel european, iar guvernele din țară să fructifice la maxim toate resursele care sunt alocate României pentru a îmbunătăți viața românilor, pentru a putea cu adevărat să utilizăm banii publici pe care îi primim de la nivelul Uniunii Europene pentru dezvoltare economică, pentru creșterea nivelului de civilizație, pentru infrastructură de transport, infrastructură școlară, infrastructură sanitară, pentru tot ceea ce înseamnă infrastructura de apă, canalizare, gaz și așa mai departe. Votul la alegerile pentru Parlamentul European este un vot care va decide cât de influentă va fi România la nivel european și cât de multe beneficii vor veni pentru cetățenii români de la nivelul european. Votând PNL, aveți garanția beneficiilor maxime ale românilor de la nivel european.